Vedeți, lumea când vede pahare și sticlă de băutură... E bun. Meseriaș. Le are cu sticlele. Bună, Simo! Yeah! Yes! Dacă le scapă dracii de el. Și să nu spui că le bea pe toate. Dar nu le scap, că două ore stăm să strângem după. Ciute, bă! Dacă le scapă pasta, o să fie ca reclama aia. Sânge, cioburi peste tot. Să se golească lichidul în el. Păi nu era din echipa noastră? L-a pupat o fată de la noi din echipa? Dar nu e de la noi, cred că e invitat. Să răsuflăm ușurați că nu s-au spart bunătate de cristale și nu s-a împrăștiat toată băutura fină. Asta viața de star. Vestea și mai bună este că magicianul paharelor pline, Tom Dyer, o să deschidă în București o școală de bartending. Flair bartending. S-a dus microfonul. Ce s-a întâmplat? Te-a scăpat microfonul, s-a dus în partea aia. Și-a și dat gol așa, adică. Mulțumesc. Merge. Bună seara. Bună seara! Surprinde-ne, te rog! Cine ești și cu ce te ocupi? My name is Tom Dyer and I'm a professional flair bartender, actually. I smash bottles for a living. Faci de mult timp lucrul ăsta? Yes, 22 years. Eu cred că ești foarte priceput și cred că partea cea mai mișto la o petrecere este faza aia cu paharele, cu tulnicul ăla așa de pahare. Când nu mai stai la coadă să-ți iei un pahar de ceva. You can have one if you want. No, thank you. No? There's plenty to go around. Bobo. Yes? You want one? You want yellow or blue? Oh, no, for me? No? Yes? Oh, no. Thank you very much. Definitely not. If you insist. I don't want it. Yes. No, just, please. Just put this away for me. Thank you very much. Just take it somewhere else. Oh, you are so kind.
My God. N-ai zis, mă, că astăzi, Bobo, da. Stăm în post și rugăciune? Astăzi nu bem, azi mâncăm. Știu, dar îmi lipsește timbar. Mâine. I hope you enjoy. Bravo. For me, it was quietly... Oh, sorry. Oh, my God. My fault, sorry. Eu vreau să spun că am mai văzut genul ăsta de artisticărie, dar niciodată la nivelul ăsta. Și nu vreau să spun că nu contează pentru mine, că nici nu trebuia să te deranjez, dar ești genul ăla de concurent bine crescut, care, na, vine și dă și ceva, că până la urmă la câtă băutură e acolo, iartă-mă. Deci eu, din punctul meu de vedere, dacă îmi lași sticla, pentru mine ești Nadia Comăneci pe Barfly. Nu acum, stai, lasă-mă. După ce îți dă verdictul, ca să nu bată la ochi. Don't believe, it's a joke. În seara asta primești da. Tu, Nicola. Mulțumesc. Fac o gaură. Andra? Papă. Și de la mine este tot un da. Așa e cel mai bine. Mulțumesc. Bobo? Deci oarecum mă gândesc la tu, Nicola, de pahare, când îl ții, să-i faci să găurește aici pahare. Și când îl ții așa, să ducă lichidul ăla, atunci pentru mine era golden bază, la băine. Era ceva de nu... Cine partea mea are un da. Next time. Gândesc la un sistem. Mulțumesc. Să faci un șur. Zic eu, nu, zic eu că am o idee. Tom, nu e despre băutură, e despre spectacol, iar tu chiar ai făcut spectacolul ăsta. Bravo. 4 de da, ne vedem în etapa următoare. Mulțumesc frumos.